A avut ambiția de a cuceri lumea cu peste 2000 de ani în urmă. Inspirat de eroul grec Ahile, Alexandru, la rândul său, a fost model de-a lungul secolelor pentru Cezar, Napoleon sau Hitler. A murit la 33 de ani, probabil bolnav de malarie. Pământul e în palma mea, tu, Zeus, stăpânești Olimpul, sunt cuvintele încrustate pe sicriul său. Este cunoscut mai ales ca inovator al realismului. A realizat în special peisaje, acordând o atenție specială celor maritime, dar și compoziții șocante pentru epoca sa. Contribuția francezului la fondarea electromagnetismului a fost recunoscută prin unitatea de măsură a intensității curentului. Amperul este definit în 1948 ca intensitatea unui curent electric constant care, menținut în două conductoare paralele și rectilinii de lungime infinită, de secțiune transversală circulară neglijabilă și plasate în vid la distanța de un metru unul de celălalt, produce între acestea o forță egală cu 2×10⁻⁷ newton pe fiecare metru de lungime. La nașterea ei, Ileana Țiganca a prezis că Duduia va călători mult și va fi mereu în sărbătoare. În copilărie, Hariclea a fost la un pas de a muri de febră tifoidă. Cumplita boală o lăsase fără podoaba capilară, însă după ce a fost unsă complet, părul i-a crescut mai frumos ca niciodată. A fost atât de impresionat de coliba unchiului Tom, încât s-a decis să se dedice scrisului. A căutat să descifreze sensul existenței umane din perspectiva intelectualului. A patra din cele cinci soții ale sale a fost românca Alexandra Ionescu Tulcea. După o viață plină de abuzuri, dependențe, tentative de suicid și cinci căsătorii, actrița americană s-a stins la doar 47 de ani. Ne-a lăsat-o pe Liza Minnelli. Next year our troubles will be miles away. În 1882 a început construcția unei catedrale dedicată Sfintei Familii. Accidentul de tramvai căruia i-a căzut victimă în vara anului 1926 a făcut din monumentul situat în centrul Barcelonei cel mai celebru exemplu de operă neterminată. Nominalizat de 9 ori la Oscar, actorul american a plecat de 2 ori acasă cu faimoasa statuetă. A apărut în 74 de pelicule. După încheierea filmărilor la Ghici cine vine la cină împreună cu Catherine Hepburn, n-a mai apucat premiera, murind în urma unui atac de cord. And that would be if, knowing what you two are, knowing what you two have, and knowing what you two feel. A cunoscut consacrarea odată cu lansarea discului Bună seara, iubito, pe muzica lui Adrian Enescu și versurile lui Lucian Avramescu. Deși piesa nu era pe placul cenzorilor comuniști, se recunoșteau probabil în cei care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Dramaturgul bucureștean n-a avut probleme cu cenzura. Comediile sale se înscriau în morala vremii, deși, după cum aprecia criticul Alex Ștefănescu, seamănă cu o cantină muncitoarească, în timp ce ale lui Caragiale reprezintă restaurantul Capșa. S-a afirmat în rolul Licăsămădăul din Moara cu noroc după Ioan Slavici. A mai apărut în filme celebre precum Dacii, Frații Jderi sau Răsună Valea. Deși căsătorit de 2 ori, interpretul a avut 12 copii cu 9 femei diferite. Fiecăruia dintre ei i-a revenit la moartea lui câte $1,000,000 moștenire. Cel mai cunoscut scriitor cârgâz a fost corespondent al ziarului Pravda între 1958 și 1966. 20 de ani mai târziu s-a alăturat politicii de deschidere a lui Gorbaciov, fiind consilier al acestuia și ambasador al Uniunii Sovietice la ONU. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.